Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. Trebuie să spun de la bun început că în această ediție unul sunt foarte nervos și că sunt lucruri pe care nu le înțeleg absolut deloc. Nu înțeleg, de exemplu, de ce România, țara asta în care trăim și care e membra a Uniunii Europene, trebuie să suporte încă o dată, după ce a mai suportat de câteva multe ori, am putea spune deja, umilința poveștii legate de Schengen. Ne-a vizitat țărișoara pentru prima oară ministrul austriac de interne, un domn pe nume Kerr. Domnul ministru de interne al Austriei a venit aici ca să ne verifice cum ne-am făcut noi temele pentru a ne putea integra în spațiul Schengen. Și a constatat, am să vă citez momentul de față, deci pot să pun și ghilimele, da? Ați făcut progrese, da? Trebuie să vă spunem că mai e o cale lungă, ne-a zis nouă ministrul austriac de intern. Vreau să vă închipuiți așa, că ați fi la un moment dat într-o funcție de conducere în amărâtul ăsta de stat român și că vine unul și zice, ați făcut progrese, dar trebuie să vă spunem că mai e o cale lungă. Cam cum v-ați simțit? Declarațiile acestea n-au fost făcute între patru ochi, au fost făcute în fața camerelor de luat vedere. România e o țară care, mi s-a spus de nenumărate ori, de la nivelul Comisiei Europene, de la nivelul Parlamentului European, de la nivel de președinte, prim-ministru și miniștri, că și-a îndeplinit toate, subliniez, toate obligațiile legate de integrarea în spațiul Schengen. Și vine domnul ministru de interne al Austriei și ne spune, mai citez odată că poate nu s-a auzit, ați făcut progrese, dar trebuie să vă spunem că mai este o cale lungă. Asta, nu știu cum să o numesc, ea zice nesimțire pe românește în mod direct, dar cred că e mai mult decât nesimțire, e sfidare și e un moment în care, din punctul austriecilor de vedere, cred că lucrurile sunt foarte clare. România e o țară de mâna a doua. O să discutăm și acest subiect cu invitații mei din această seară. Mă bucur să-l salut pe Ciprian Purici, analist politic aici în studio. Salut, Ciprian, bun venit! Bună seara, mulțumesc pentru... De asemenea, pe europarlamentarul PNCCD, Cristian Terheș, care e prin legătură video directă cu noi, chiar din Parlamentul European. Salutare, Cris! Mulțumesc că ești alături de noi și de telespectatorii Metropola TV. Haideți să începem cu povestea asta de aici. Ciprian Purici a venit să ne controleze la Batistuțe, la Unghiuțe, la tot ce avem noi, domnul ministru austriac de interne, și concluzia a fost aia pe care au mai tras-o și în urmă cu câteva luni de zile. Numai că a venit să ne spună și acasă că poate n-am auzit-o prima dată, da? Ați făcut progrese, dar trebuie să vă spunem că mai este o cale lungă până veți intra, băi, românilor, voi, în Schengen. Sincer, nu am înțeles de ce a venit. Nici eu. Adică ar fi fost... Dar bine. Nu m-a înțeles și naiba l-a chemat. Păi, eu cred că s-a autoinvitat. Oare? Mai mult ca sigur. Nu cumva domnul Bode a vrut să țopăie așa vesel pe lângă domnul... Nu cred că este atât de decuplat de realitate, domnul Bode. Astăzi domnul Bode a făcut cea mai mare greșeală a mandatului lui. E adevărat și o să revin imediat la asta. Dar eu n-am înțeles de ce a venit acest om astăzi aici. Domnul Gerhard Karner, ministru de interne al Austriei. Pentru că dacă venea să ne controleze la Unghiuțe și la Batistuțe, măcar aveam o radiografie a stadiului în care suntem. Mm-hmm. Și să știm, domne, nu le convine, hai să privim formal lucrurile, nu să spunem că suntem niște birocrați și nu extrapolăm și nu privim din avion. Așa. Și nu privim în context, da? Deci dacă austriecii veneau și spuneau, bă, fraților, în problema Schengen, punctul de trecere, Albița, are următoarele carențe. Da, trebuie să o rezolvați. Rezolvați, da. Se lucra punctual. Uh-huh. Se dădea un orizont de timp, statul român își făcea temele și rezolva problema. În schimb, acest om nu ne-a spus nimic de acest lucru. Ba chiar mai mult, înainte de a intra în Ministerul de Interne, ne-a spus foarte clar. De la bun început. De la bun început. Până la discuțiile cu Bode. Exact. Da. Ne-a spus foarte clar că sub nicio formă și niciunul din argumentele dumnealui nu avea legătură cu România. Corect. Deci, încă o dată, România este folosită astăzi de Austria ca măciucă în interesele Austriei interiorului. Stai că mi-am adus aminte de expresia pe care am auzit-o de la domnul Karner, îl cheamă? Da. Karner. Karner. Așa, care mie mi-a făcut un gol în stomac. Când a zis, potrivit traducătorului, care traducea în direct la Macedon, destul de bine chiar, a zis, zice, am mare înțelegere pentru așteptările românilor.
Înțelegi? De parcă era, parcă mângâia un pudel pe cap, așa. Am o mare înțelegere pentru așteptările voastre, mă. V-ați făcut, mai e cale lungă însă, mă, până la momentul la care o să intrați. Din punctul meu de vedere... Cine să ăștia, mă? Iartă-mă, pe bune, deci cine să ăștia? Declarațiile din fața Ministerului de Interne n-au nicio legătură cu realitatea, ca să nu le spunem chiar că sunt niște minciuni sfruntate. Deci nu aveau legătură cu România, nu aveau legătură cu realitatea românească. Am putut citi în atitudinea ministrului de interne austriac acea frustrare de fost imperiu și care nu mai e. Într-adevăr, România poate e o țară de mâna a doua Uniunii Europene, dar Austria e o piticanie a Uniunii Europene. România este a șasea țară din UE. Austria poate să dea peste cap de 5 ori. Nu are cum să-și recapete statutul de mare imperiu pe care l-a pierdut după primul război mondial. Să ne uităm puțin. Și de ce a greșit Bode? Că asta vreau să spun. Când se stabilește, asta e o chestiune de diplomație basic, se învață în primul curs de diplomație. Nu se stabilește o întâlnire bilaterală între doi oficiali dacă nu, ea nu e marcată de succes. Adică să se semneze ceva, să existe un agreement. În momentul ăsta a venit să ne umilească acasă la noi, mă. Și Bode l-a așteptat cu zâmbetul pe buze, umil. Trebuia, dacă avea niște consilieri buni, să-și inventeze un pretext și să-și facă o întâlnire prin Chile, pe undeva prin Argentina, și să-l primească pe austriac cu un secretar de stat. Nu avea de ce să-l primească. Nu s-a stabilit nimic astăzi. Nu a fost niciun succes această vizită, dimpotrivă, un eșec. Care dacă mai mult, abia ne mai calmasem cu povestea asta, cu Schengen, cu toții, la nivel de țară, și deodată, în momentul de față, ne-am enervat în nou. Da, mai ales că tonul ăsta așa condescendent al domnului Carnăr, domne, mă, ne-am mângheat pe cap, cum spuneam, și ne-a zis, sunteți băieți buni voi, mă, dar nu vă primim, mă, în Schengen. De ce? Da. Nu vrem, mă, noi să vă primim. Hai să vedem o declarație făcută mai pe seară și rog și pe Crister, că după aceea să comentăm pe acest subiect. Deci, declarația făcută după întâlnirea cu domnul Bode de către domnul Gerhard Karner, ministrul de interne austriac. Priviți. Denn ich habe großes Verständnis für das, für den Wunsch auch meines Kollegen und der rumänischen Bevölkerung, möglichst rasch auch diesen Schritt auch zu machen. Wenngleich er schwierig ist, wenn wir auch sehen, dass beispielsweise auch die österreichische Bevölkerung an der Grenze zu Deutschland kontrolliert wird, dann sehen wir, dass das Gesamtsystem einfach nicht funktioniert. Und daher bin ich sehr dankbar über jeden starken Partner in dieser Frage. Am mare înțelegere pentru doleanța domnului ministru și pentru așteptările poporului român în ce privește următoarea etapă de aderare la spațiul Schengen, dar încă la momentul de față trebuie să gândiți că inclusiv cetățenii austrieci au aceeași dilemă în momentul în care sunt supuși unor controle cu Germania. Das heißt, wir haben in diesem Bereich wirklich gute Fortschritte gemacht. Wir sind auf gutem Weg. Am făcut progrese foarte bune, suntem aber pe calea cea bună. Bewusst, es ist noch ein weiter Weg. Dar trebuie să vă și spunem că mai este încă o cale lungă. Aber entscheidend ist, dass wir gemeinsam intensiv und hart zusammenarbeiten und ordentlich und deutlich miteinander reden. Und für diese Deutlichkeit, für diese klare Sprache möchte ich mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken und vor allem für die exzellente Zusammenarbeit im Sinne der Sicherheit unserer Bevölkerung. Trebuie să vă mulțumesc în primul rând pentru colaborarea noastră excelentă, pentru cuvintele pe care le rostim, pentru faptul că dialogăm și pentru faptul că putem vorbi în continuare împreună pentru a atinge obiective prioritare pentru ambele țări. Incredibil, absolut incredibil, revoltător. Deci discursul acestui domn este unul n-am văzut niciodată în ultimii ani, nici măcar un oficial venind dinspre Comisia Europeană, de ăștia, veneau pe comisar și mai departe, să se comporte cum s-a comportat domnul Karner, da? Care a venit și ne-a spus, am mare înțelegere, am cutare, și zice, da, nu mă, flit, nu intrați în Schengen. Crister, te rog, comentariul tău îl așteptăm. Ceea ce am văzut astăzi e demonstrarea, aș spune, a lipsei totale, nu doar de diplomație, despre cum a vorbit ante, sau la care a făcut referire ante vorbitorul meu. Aici avem de-a face cu o lipsă de viziune strategică a celor care, din păcate, vremelnic încă stau la frâiere României. Pentru că în momentul de față, în Comisia de Petiții din Parlamentul European, discutăm în spatele ușilor închise, încă e în faza de negociere, o rezoluție, o scurtă rezoluție împotriva Austriei, pe baza unei petiții făcute la începutul acestui an. Ori, mă rog, sunt conegociatorul acestei rezoluții din partea grupului ECR și pot să vă spun că efectiv Austria e sfărmată cu rezoluția respectivă. Ori să ai acum, înainte de discuțiile care vor începe săptămâna viitoare și cealaltă săptămână când vom fi la Strasburg,
exact pe tema aceasta. Tu, ministrul de interne, dar această întâlnire n-a fost doar cu acceptul ministrului de interne, mai mult ca sigur a fost și cu acceptul ministrului de externe și a președintele Iohannis. Să vii să te pui în această poziție umilitoare și să de inferioritate în fond și la urma urmei, efectiv să distrugi oportunitatea pe care o avem corect în partea aceasta, în Parlament, să negociem, vă dați seama, să scoatem un text foarte bun care să critice Austria și pe baza lui să poți să faci anumite lucruri. Asta îți demonstrează că efectiv oamenii aceștia habar nu au cum se conduce, din păcate, o țară. Pentru că nu poți accepta și avea ulterior o întâlnire de genul acesta fără să agreiezi în prealabil ce să decide, ce să spune, ce nu să spune și dacă într-adevăr obții ceva. Dacă nu obții, la ce să te întâlnești cu persoana respectivă? Să ai de unde pleca? Nu mi-e clar dacă imaginile pe care le-ați arătat de la intrarea în minister sunt înainte de a veni sau după ce s-a terminat întâlnirea. Dar faptul că ministrul de interne... Nu, ce am prezentat mai devreme, așa, erau... Ăstea sunt la întâlnirea înainte de intrare, da? Ministrul de interne. Înainte de intrare. Exact, bun, nu, da. E important. Înainte de intrare. Deci ministrul de interne român se coboară jos din birou unde a fost, unde la etajul 1 acolo. Coboară jos și îl primește pe ministrul de interne austriac afară. Deci, pentru că aici e foarte important cine pe cine primește și cine la cine se duce. Pentru că în momentul de față, dacă tu, care ești titular al Ministerului de Interne, te cobori din birou și îl aștepți pe ăla afară, înseamnă că ești inferior ăluia care vine la tine. Asta e din simbolistică doar. Uitându-te la imagini. Da, uite, dacă la asta nu mă gândisem. Nu, vă spun că știu de aici. Din, da. Păi uitați-vă, cine pe cine, nu când te duci undeva, nu, cine te întâmpină? Te întâmpină portarul sau te întâmpină ministru? Zic și eu așa, Cristian, că poate n-au găsit loc de parcare, e o zonă aglomerată pe acolo cu Ministerul de Interne și... Dar repet, nu cred, deci nu cred că ministrul Bode a făcut de capul lui lucrul acesta, pentru că știu din surse oficiale românești, pentru că toate negocierile care au fost cu Jai sau în cadrul ședinței Jai pe Schengen, toate s-au făcut cu mandat explicit din partea președintelui Iohannis. Nu cred, prin urmare, că această întâlnire a fost făcută de ministrul Bode, el de capul lui singur. Probabil i s-a sugerat sau i s-a solicitat să facă această întâlnire. Dar e a doua întâlnire, e a doua întâlnire pe care un oficial român o are cu un oficial străin pe tema Schengen, unde România este prezent sau se pune singură în poziție de inferioritate. Prima întâlnire a fost cu premierul olandez Rutte. Aduceți-vă aminte când s-a întâlnit premierul cu președintele României. Și erau la același gen de întâlnire, la același gen de conferință de presă, unde Rutte îi dădea efectiv temporal și lua la întrebări pe președintele Iohannis, care aproba efectiv ca un elev, mă rog, din spatele clasei, să nu zic altceva. Ori nu în felul ăsta se promovează România. Uitați-vă la mesajul ministrului de interne, la modul cum a pus problema. Dumnezeu își urmează interesul. Austria are un interes statal să facă anumite lucruri și noi cumva am picat la mijloc în chestiunea asta. În plus de asta sunt interese strategice în ceea ce privește România, cu gazul din România și cu altele, unde Austria are interes. Ori tu să accepți o astfel de întâlnire în condițiile acestea efectiv umilitoare pentru România, în opinia mea, este inacceptabil. Și vă spun, cu oamenii aceștia România nu va putea intra în Schengen, că nu te primește nimeni în Schengen. În Schengen nu ești primit, în Schengen intri. Și niciodată nu vei putea intra în Schengen stând la ușă și așteptând să te primească cineva. Da. Simplu. Da. Vreau să spun așa că domnul Bode, citez o declarație, sigur, a zis tot soiul din astea, declarații de politician la un moment dat, că e interesul nostru comun să discutăm constructiv pentru a debloca situația actuală. Dar la un moment dat domnul Bode zice așa, zice, acum, zice, când am depășit emoția momentului 8 decembrie 2022, eu spun așa că abia ce ne-a redeșteptat emoția momentului, da? Vreau să se înțeleagă foarte bine ce domnul Bode, că echilibrul dintre drepturi și obligații e esențial și nu este firesc ca noi, România, să ne asumăm noi obligații fără a beneficia de drepturile care ni se cuvin. Corect, domnul Bode, dar de ce l-ați invitat, cum bine zic și Terhe și Purice aici de față, de ce l-ați invitat pe Carnel să vină la București să ne spună în continuare că nu trebuie să ne asumăm decât obligații, pentru că drepturi nu avem? Da. Păi nu, dar el se comportă, remarcați, el vine și ne explică nouă cum ar trebui să facă. Dumneavoastră nu remarcați că actualul guvern, de fiecare dată când iese public, inclusiv în ședințele de guvern, auzim de la miniștri și de la premier că ei vorbesc public în ședințele de guvern, ei se gândesc să facă. Și la ce proiecte se gândesc ei să facă? Păi nu vă supărați de la un lider politic. Aștept să spună ce face, ce a făcut, nu ce se gândește el să facă.
Că aici nu suntem unde la șezători, unde se apucă fiecare să spună public cam ce gânduri are el. Domnule, vină cu chestiuni, vină cu proiecte clare, vină cu acțiuni. Nu se poate să permiți și să accepți o astfel de întâlnire unde să vină un ministru și să efectiv să șteargă pe jos cu tine la tine acasă. Sunt într-o situație de teatru absurd. Domnul Bode a mai zis ceva, că uite, căutam fraza asta. A zis așa, i-am transmis domnului ministru, Ciprian Purcea, notează, fii atent. I-am transmis domnului ministru că procesul de aderare a României la Schengen trebuie să se finalizeze în 2023, a zis domnul Bode. Iar domnul ministru ce face? Dă bine ce i-a transmis domnul Bode că trebuie să finalizeze acest proces în 2023, domnul ministru Carnăr vine și ne spune, zice, mai e o cale lungă. Asta înseamnă că nu în 2023. Nu, pentru o cale că... lungă ar putea să spună, mai e un pic, mai statul dacă în toamnă ăsta... gata, se rezolvă. Uite, hai să nu fim atât de răutăcioși. Hai să ne Eu nu pot astăzi. Numai puțin. Omul ăsta, ministrul austriac de interne, a venit la București și ne-a spus foarte clar că aderarea la Schengen n-are legătură cu România, sunt jocurile Austriei cu Germania, cu Bruxelles să aloce mai mulți bani pe programele de finanțare anti-imigrație ilegală și așa, cu gazele din Marea Neagră. Adică omul ne-a spus foarte clar că n-are legătură cu frontierele, cu imigranții care trec pe aici, cu EADS-ul, cu Ministerul de Interne Român. Nu e despre asta. Ne-a spus omul foarte clar. Adică, pe principiu, nu-l luați personal, dragi români, e business. Păi dacă e business, mon cher Carnăr, păi atunci hai să fie business și jucăm ca business. Adică nu mai suntem parteneri, suntem pe poziții adverse și Bode trebuia să-i tragă astăzi niște smetii de să-i meargă fulgii. Și în felul ăsta poate ar mai fi fost ceva salvat din PNL. Dar să nu se mire liberalii și cu Rareș Bogdan și cu toată cohorta de foști pedeliști, de ce sunt la 13% în București și la 18% în toată țara. Astea sondajele? Da. În timp ce USR-ul a trecut de mult, USR-ul Aur a trecut de mult de 20%. Păi dacă în eșecul Schengen din 8 decembrie nu știam exact să atribuim vina, dacă ba Iohannis, ba ministrul de externe, ba întreaga clasă politică, deci se bâșbâia. E, acum domnul Bode ne-a arătat foarte clar și a pus pe el o mare țintă și a spus eu sunt principalul vinovat pentru umilința epocală pe care și-a asumat-o România astăzi și am stat în genunchi, întreg statul român reprezentat de Bode acolo, a stat în genunchi în fața austriacului. Asta s-a văzut și asta va fi multă vreme reținut. Deci, din punctul meu de vedere, umilința de azi este mai grea și mai dureroasă decât aia din 8 decembrie. Mult mai complicat. Da, e la noi acasă, e pe terenul nostru. Spun, adică, domnule, nici măcar când te duci la un om acasă, măcar din politețe... Nu există politețe. Auziți, numai noi avem această impresie. Mm. Aici e pe interese, ascultați-mă, de se luptă, aici e cu cuțitele pe masă și cu pistoalele pe sub masă. Nu există politețe, domnule. Când ăsta vine la tine în țară și te scuipă în față, despre ce politețe mai vorbim? Cum e posibil, după câte a făcut România pentru Austria în ultimii 30 de ani, câți bani au mulți de la noi, domnule, să aibă această atitudine? Păi dacă aveai un președinte de stat, domnule, a doua zi îi pâljoleai tot ce însemna business austriac. Și ai pârghii, efectiv, nu mai vorbesc de blocaje la nivel european. Păi blocai Uniunea Europeană pe tot ce înseamnă vot în unanimitate. Haideți să vă mai dau încă o veste, dacă tot veni vorba. Ieri, alaltăieri, am fost la CJUE, de exemplu, s-a judecat, mă rog, pachetul pe mobilitate. S-au fost dezbaterile. Cine credeți că intră în proces împotriva României? Pe pachetul pe mobilitate. Suedia. Păi, domnule, noi am votat ca Suedia să intre NATO. Da. Păi nu era normal ca tu când ai negociat votul, dacă ai negociat. Sau ca poate slugile din România n-au negociat. Să spui, băi, cum adică tu intri în proces la CJUE împotriva României? Să-mi spui mie că trebuie camioanele române să se întoarcă la 8 săptămâni acasă și șoferii la 4 săptămâni. Păi noi voi sunteți cu verdele, cu ecologia, cu astea. Păi tu îți dai seama despre câte miliarde de tone de dioxid de carbon vorbim aici? Nu contează. Păi de aici îți arată. Oamenii aceștia nu gândesc în perspectivă și nu gândesc strategii, cum o fac alte țări. Eu văd cum se votează, inclusiv în Comisia de Petiții. Uitați, astăzi dimineața s-a votat în Comisia Petiții un raport în urma unei emisiuni de verificare în Germania pe Jugendamt, pe protecția copilului. Și eu am făcut niște amendamente împotriva Germaniei. Domnule, credeți-mă, nu niciodată n-a fost în istoria Comisiei Peti atâția la vot cum a fost acum dimineață, să se asigure că pică amendamentele alea. Deci, este totul coordonat, totul gândit, din toate părțile, nu-ți scapă nimic. Nu vreți să știți ce luptă am dus aici ca să se voteze cu cartelă, ca să vadă lumea cine cum votează.
Și tu ca țară, că exact așa cum s-a spus, e așa să țară România ca, mă rog, ca putere de vot, să spun, în Parlamentul European, că avem 33 de europarlamentari, dar ca influență suntem și mai jos decât Bulgaria, nu vă supărați. Păi cum e posibil, cum e posibil să permiți așa ceva? Dar să nu vă mirați, să nu vă mirați dacă nu chiar Bode a fost tras într-o capcană, poate chiar de Aurescu. Pentru că știu din interiorul PNL, aici este o luptă imensă, foarte puternică în momentul de față, între Predoiu Aurescu pe de o parte și Bode pe de altă parte, pentru că vă dați seama, și știți cum se spune, că Victoria are mult stat matați în frângerea numai unul. Și atunci discuția este totuși cine fi nu poate ce s-a întâmplat cu Schengen-ul și, mă rog, care e principalul vinovat pentru care România a intrat în Schengen. Și aproape că nu ne mai interesează disputele din interiorul partidelor politice. Așa cum bine subliniai mai devreme, aici vorbim despre o umilință teribilă pe care România o încasează încă o dată ca țară, da? În condițiile în care președintele e plecat în turneu, azi îl vedem și nu e. E la plajă. Da? E la plajă. Premierul Ciucă are probleme cu cota de impozitare de 16% la salariile care depășesc salariul președintele. Apropo, asta am și o întrebare, acum știu, răutăcioasă. De ce ne raportăm la salariul domnului Iohannis? Că salariul domnului Iohannis este mare pentru muncă puțină. Deci văd, vorbesc foarte serios. E cel mai mare salariu pentru cea mai puțină muncă, da, acordat în România. Și în condițiile astea noi facem referire acum de fiecare dată la salariul domnului Iohannis. Dar, repet, domnul Iohannis ia o poală de bani pentru un picuț de muncă. Da? Și restul huzur. Și în condițiile astea înțeleg că a devenit un reper național pentru ceea ce înseamnă impozitarea și supraimpozitarea. Domnule, cine depășește salariul domnului Iohannis? Bă, dacă un medic munce, să zicem, da? Un medic, un profesor, un șef, de, chiar și bugetar fiind, da? Muncește de-i sar capacele, poate de 10 ori mai mult decât președintele Klaus Iohannis. Trebuie neapărat supraimpozitat? S-ar putea ca unii oameni să merită un salariu chiar mai mare decât al domnului Klaus Iohannis pentru că muncesc mult mai mult decât efortul pe care îl depune domnul Klaus Iohannis. E ceva greșit? N-au curajul să-și asume alte praguri. N-au curajul să-și asume disponibilizări în sectorul bugetar. Da, și să justifice anumite tăieri. Pentru că tot auzim în chestiunea salarizării bugetarilor, discuți, domne, cu eficiență, cu astea. Păi, dacă tu taxezi pe unul care câștigă mult, păi nu e mai vorba de eficiență, că poate ăla care câștigă mult are și o eficiență fantastică. Corect, da. Adică, să dau un exemplu, un director de... sau un dintre ăsta care e în structurile de fonduri europene, da? La organisme intermediare, la ADR-uri. Dom'le, poate el, prin măestria lui, aduce în regiunea aia nu știu câte miliarde de euro pe care se implementează. Păi, pe ăla nu-i normal să-l plătești foarte bine. Uh-huh. Că, adică, n-ar fi rău să schimbăm mentalitatea asta de tip feudal, că nici măcar comunistă nu e, în care categorisești oamenii în funcție de cât câștigă, fără să vezi ce fac pentru acei bani pe care îi câștigă și care sunt rezultatele lor concrete și care sunt și de unde pleacă și unde ajung. Pentru că dacă pe mine mă pui mâine director la Transgaz, aha, care este o companie care are monopol de stat și eu obțin profit cu compania aia, asta nu înseamnă că sunt eficient. Pentru că conduc o companie care are monopol de stat. Aia nu se numește eficiență. Eficiența e cu totul altceva în cazul ăsta. La fel și aici, sau la RAR, sau la alte instituții care dețin monopol. Sunt singurile pe o anumită bucată. Corect, corect, da? Corect. Păi nu se numește eficiența asta, fraților. Sau la ASF, sau la toate... Da. Observăm cu toții, să urmărim pe premierul Ciucă cu o declarație apropo de această impozitare, s-a stabilit cu 16% a salariilor, a veniturilor care depășesc venitul președintelui României, domnul Klaus Iohannis. Reperul, din punctul meu de vedere, este incorrect, este greșit ales. Da? Dar hai să ne uităm la ce zice domnul Ciucă și revenim. Priviți. Este vorba despre un impozit care în acest moment a fost cât se poate de bine clarificat în ceea ce privește depășirea salariilor la stat peste cel al președintelui. În acest moment, așa cum am discutat, doar la stat. Procentul de 16% a fost discutat pentru că acesta este cel care în momentul de față funcționează și ca impozitul propriu-zis pe legea finanțelor. Deci, de fapt, domnul Terheș, au pus 16% ca să nu ajungă să-i dea apă la moară lui Ciolacu,
care a propus o altfel de cotă și care ar fi însemnat că deja se ajunge să elimine cota unică, asta de care țin liberalii în momentul de față cu dinții, da? Că e singurul lucru care le-a mai rămas. Adică liberalii în momentul de față mai flutură și ei anemic, așa, cota unică și se mai mândresc cu ea, că în rest rezultatele guvernării sunt catastrofale. Da? Dar flutură cota unică și au zis, hai să o punem 16%. Punem și pe asta 16%. Păi 32%. Păi 32%. Păi 16 cu 16, da. Da, dar e multiplu de 16. Da. Adică e 16 ori 2, dar e tot cu 16. Și atunci domnul Ciucă a venit și ne-a păcălit că noi suntem proști și nu înțelege și ne-a spus 16%. Deci tot cotă unică. Deci tot cotă unică. Dar de două ori. De două ori, nu contează. Data viitoare poate să fie de trei ori pe ceva, o chestiune de genul ăsta. Dar nu mai contează. Bă, despre ce vorbim? Păi nu, facem scări. Deci de la o anumită sumă în sus încă 16%, de la altă sumă în sus încă 16%. Da. Dar remarcați un lucru, că ați întrebat despre PNL. Totuși, nu e surprinzător că un partid care se pretinde de dreapta, în discursul său public, nu are absolut nicio referire la ce proiect are pentru a crește economia României. Pentru că toți vorbesc despre tăieri, despre îngățări, despre concedieri. Astea toate țin de ceea ce înseamnă tăierea cheltuielilor. Dar de creșterea economică nu vorbește nimeni. Că și ăsta e un mod de exemplu de a duce bani la buget. Că unii se gândesc cum să nu mai cheltuie, alții s-ar putea gândi cum să crească economia. Păi cum să-ți crească economia, de exemplu, când tu ai zeci de mii de camioane care stau în cost, la cost kilometrice la vân? N-are cum să crească, pentru că dacă vă uitați, de exemplu, la banii care se aduc în România, la tot ce înseamnă influxul de bani, mai ales servicii, inclusiv ce înseamnă partea acestea de transport, păi, gândiți-vă cât ar crește economia României dacă cele două, trei zile când stau șoferii respectiv români în vamă să treacă din România în Ungaria, ei de fapt ar conduce și ar aduce plus valoare la firmele românești pentru care lucrează. Asta ar însemna bani mai mulți la buget și toate cele. Dar nu vedeți niciun om politic de la PNL sau PSD să vină să vorbească lucrul acesta. Păi dacă totuși vine ministrul de interne, eu îl duceam la Nătlac, de exemplu. Ia hai să vezi, Neică, ce e aici? Îl duceam la Vârșan. Să vadă ce. Îl duceam la Giurgiu, că e acolo, la ruse. Ce făceau? Într-o jumătate de oră erau la vamă, hai mei, că să vezi ce înseamnă. Că vorbim de granițe externe și de granițe interne. Deci noi avem în momentul de față mii de politici de frontieră. Nu numai România, dar aceeași problemă și în Ungaria, și în Bulgaria, și în Grecia. Deci avem granițe comune între aceste țări care trebuie să fie în momentul de față protejate de politici de frontieră, care înseamnă costuri imense pentru stat. Și oamenii ce ar putea să-ți protejeze granițele externe ale Uniunii Europene. Mai este un lucru care s-a discutat sau s-a votat săptămâna trecută în Parlamentul European, pactul pe migrație. Deci se intră în momentul de față în trialog și am și avut o conferință de presă astăzi cu o serie de colegi, nici nu vă dați seama ce începe acum în Europa cu chestia asta. Deci să mai aduce în discuție chestiunea Schengen, nu mai este nimeni de vorbă cu chestia asta. Deci cum, ce Schengen? S-a terminat. Pentru că era momentul Schengen anul trecut. Dar dacă vă uitați cu atenție la discursul public a PNL și PSD, de fapt a fost chestiunea cu Schengenul, cea mai bună oportunitate pentru ei să treacă legile justiției, cu renunțarea la supremația Constituției. Vedem acum ce vor să facă cu codul penal, cu codul de procedură penală și au fost cel mai bun pretext. A fost, domnule, trebuie toate astea ca să scăpăm și de MCV și să intrăm în Schengen. Și până la urmă în Schengen am intrat și de MCV oricum n-avea ce să scape pentru că era caduc, dar s-au acceptat toate recomandările din MCV care sunt în mecanismul de apărare a statului de drept. Și uite așa, ne-am legat singuri de trei ori. Obrește la picioare. Da. Hai să vorbim puțin despre ce se întâmplă de fapt în interiorul acestei coaliții. Deci, părerea mea este că s-au săturat unii de alții. Nu știu, părerea mea. Așa îi văd în momentul acesta. Da? Ei s-ar despărți, ca să zicem, în felul. Da? E ca într-o familie. Dar nu pot. Nu mai pot. Cam asta e problema, da? Ei nu se mai suportă. Dorm în paturi separate, mănâncă separat, sunt cu bagajele făcute, se înjură pe la colțuri, da. Pe una alta, da, până vecini. Dar merg împreună în concediu. Dar merg împreună în concediu. Adică că la alegerile de la anul vor merge împreună. Să arate felul ăsta. Totuși, nu e un cost cam mare? Adică dacă vom vedea genul ăsta de guvernare cu frâna de mână trasă, nu e mai bine decât un mariaj din ăsta chinuit, un divorț cinstit? Dar divorțul ăsta cinstit n-ar putea genera nicio formulă guvernamentală. Singura soluție viabilă era cea a alegerilor anticipate, da. Care ar fi resetat aritmetica parlamentară și ar fi deschis jocul altor formule. Și de ce n-au făcut? Din diverse motive. O fi greu, o fi complicat constituțional, nu ar avea curaj să facă asta. Nu vrea domnul Iohannis. Voiau și liberalii și pesediștii. Pesediștii chiar nu prea. Culmea, domnul Bode este principalul artizan, principalul împingător, endorser, cum ar spune americanii, al proiectului anticipatelor și
UDMR-ul la fel, că de asta a ieșit Kelemen Unor acum vreo două luni să spună asta. Nu știu cum s-a poziționat PSD-ul, nu știu dacă era atât de fericit cu anticipatele, dar cert este că s-a abandonat acest proiect. Problema cu ei nu este neapărat formula guvernamentală în bloc. Problema e incompetența indivizilor. Pentru că nimeni nu are probleme cu coaliția PNL-PSD, care în Parlament de bine de rău funcționează. Mai fac câte o greșeală cu PLX-urile alea, o mai retrag. Adică parlamentar funcționează lucrurile, da? Guvernamental nu funcționează. Și nu toate ministerele, că sunt ministerii în care merge treaba. Acum nu vrem să-l lăudăm. Dar, de exemplu, la transporturi, Grindeanu a reușit să dea drumul la construcția de autostrăzi. Că e meritul lui, că e meritul lor dinainte, că e meritul lui Sfântul Petru, nu știm. Dar se întâmplă, avem șantiere de autostrăzi după atâția ani de zile care le-am așteptat. Da? La fondurile europene, domnul Bolo. Și iarăși, domnule, merge. A, că nu e la nivelul la care... Domnule, ce merge la fondurile europene? Domnule, funcționează. Ciprian Purici. Da. Funcționează la nivel de PR. Deci, eu am și la nivel de oameni din Ministerul de Finanțe acum două zile, la nivel de secretar de stat, care s-au luat cu mâine de păr. Au zis, nu e adevărat, la nivel de fonduri europene, în momentul de față, absorbția este un dezastru. În comparație cu alte etape și în comparație cu ce era în calendarul absorbției fondurilor spun europene. Un succes punctual pe care eu îl atribuie lor. Celebrele etichete, vouchere, pomenile electorale, cum s-au spus, pe... Alea sunt din fonduri europene. Bani din ciclu multianual care s-a încheiat în 2020. Aia pare... Aia e marea victoria fondurilor europene. Dom'le, erau niște bani, câteva miliarde, care se pierdeau. E o ingeniozitate, au găsit-o. PNRR-ul ăsta care trebuiau, sunt lucruri care trebuiau făcute. E o a doua discuție, sigur. Acolo erau sumele mari. N-a venit domnul Iohannis când a apărut. Păi să vedem, pentru că autostrăzile... Aici e partea frumoasă, că autostrăzile lui Grindeanu, de care vorbeam adineori, depind de PNRR-ul de aici. Deci să vezi atunci ce o să dăm noi la bugetul de stat, dacă nu ne vin tranșele de la Bruxelles. Păi deocamdată nu vin, că sunt blocate în chestiuni care trebuiau făcute, de la povestea cu pensiile speciale și așa mai departe, și multe alte chiții bușării băgate în acest program în PNRR, care nu s-au împlinit. Și atunci, despre ce succes ale domnului Boloș vorbim? Păi nu, încă o dată spun. Eu mă refeream la faptul că punctual guvernarea nu merge. Adică nu e ca să spui, domnule, un dezastru așa de proporții uriașe și întreg. Nu, sunt chestiuni punctuale care nu funcționează. Ieri a venit la colegul Radu. Cum e Daia, nu la agricultură. A venit la colegul Radu. Preda a venit președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Și omul a venit și a zis hotărâtul, 15 județe. Faceți 15 județe. Dom'le, nu era ideea. Nu știu, am văzut argumente. Sunt oare nu ne putem întreba cum apare ideea celor 15 județe fix când se discută de scoaterea UDMR de la guvernare? Nu știu. Unul din județele alea să fie fix Mureș, Arghita și Covasna? Hai că nu suntem chiar așa. Dar ideea este, până la urmă, există o reformă constituțională care ar fi putut fi măcar demarată la nivel de, hai să scriem proiectul, reforme care trebuie făcută la un moment dat, reforma constituțională. Nu s-a întâmplat nimic. Nu se scrie nimic. Este pur și simplu... Da? Iar în momentul de față, toată lumea, unii își fac bagajele, că pleacă la rotativă. La rotativă, așa. În probabil ăsta e momentul cheie, deci, care îi dă peste cap acum și... Acum e o lună de zile moarte. Iar domnul Ciolacu e pe margine deja cu un picior în teren. Domnul Ciucă cu un picior, nu știe dacă să rămână, am înțeles, viceprim-ministru, vicepremier. Se pare că se înființează două posturi în plus de viceprim-ministru. Până acum era doar ăsta de la UDMR, Kelemen Hunor, da? Acum va fi un post de viceprim-ministru și pentru domnul Ciucă, care se pare că nu are de ce să ducă la Senat, că e mai complicat și vrea să odihnească puțin în postul de viceprim-ministru, da? Și pentru un eventual tandem președinte-premier în campania ceva să vină, domnul Ciolacu cu domnul Ciucă, ar putea să fie un... Nu, deci clar, rotativa e singura care poate da un suflu nou. E limpede guvernarea asta, adică, domnule, parcă și-a pierdut la început, când au venit ei cu soluțiile alea după USR, parcă mergeau, păreau deci că merg. Că și-a pierdut suflu. A, clar, clar. A, nu uita că totuși ne-au scăpat de vaccinare obligatorie oamenii ăștia. A fost razant. Nu, eu sunt adică erai un sprijinitor al acestei formule. Nu neapărat, sunt un om care înțelege că asta e singura formulă care poate funcționa azi în timp ce vorbim. PNL-PSD. Alta nu e. Nu există. Matematic, adică nu. Și atunci noi trebuie să-i facem pe băieții ăștia să funcționeze împreună. Da. Ori să ajungem la anticipate. Dacă anticipate nu se vor, atunci trebuie să-i forțăm să meargă împreună și să îi sancționăm de fiecare dată când noi o prin păpuriș. Problema este că acum o iau cam încet, aproape toți încep să o ia prin păpuriș. Așa cum spuneai cu domnul Boloș. Păi, partea lui bună a funcționat până anul ăsta, când am început să nu mai primim tranșele de la PNRR, unde acolo el nu are rezultate. Da?
Mai și scapă pe surse că de la chestia cu austeritatea, că de la domnul Boloș a plecat inițial, după care ea de la Ministerul de Finanțe au dat draftul cu blocajul în administrația centrală, da, și în toate posturile. Deci nu merge așa. Și mai mult decât atât, domnule, în perioada în 2010, când s-au tăiat salarii, când s-au făcut, a ieșit Băsescu, a asumat și a explicat. Suntem aici, asta trebuie să facem, ne propunem să ajungem aici. Astăzi, nimeni nu iese să spună. Asta e situația. Iasă, domnule, ne propunem să facem, deja ajungem suntem, acolo. Deja suntem în perioada electorală. Deci noi avem acel proiect, fii atent, și asta mai vreau să știu, e atât de tare. Asta. Au lansat în dezbatere publică proiectul austerității, da? Da. Dar nu sunt calculele făcute. Nu știe nimeni, nu știe nimeni care sunt contele. Deci care e dezbaterea publică dacă nu știm impactul? Ați vrea un pic de austeritate? Da. Da. E ca la britanici, la britanici măcar premierul britanic le-a spus englezilor, aveți grijă, băieți, că trebuie să vă obișnuiți cu austeritatea, că vine, gata, asta este. Da. Ciprian Purice, îți mulțumesc, știu mulțumesc că trebuie să pleci, dar eu rămân cu Christer Hesch pentru că intrăm să dezbatem un subiect pe marginea căruia Christer Hesch a avut o declarație furibundă în Parlamentul European. Este vorba despre celebrele emisii de carbon despre care ni se vorbește cu atât de multă tărie, dar uitați ce spune Christer Hesch, priviți. Dear colleagues, when the Intergovernmental Panel on Climate Change is using hysterical, spoiled people like Greta Thunberg, whose place should be in school, not on streets, to promote his reports clearly, we are dealing with a belief system and cult rather than a scientifically based organization. Carbon dioxide is a gas that currently represents 0.041% of the whole atmosphere. Despite this small percent, for decades now, campaigns are run to make people believe that man-made CO2 is the cause of the climate change. The solution proposed to fight climate change are higher taxes and more state control, as well as less rights and options for the people. Emissions must have a price that changes our behavior. This is what Ursula von der Leyen said in this plenary in 2019. Obviously, the declared objective is to change our behavior through higher taxes and prices, while fighting climate change is just a pretext to do it. People deserve a better future, but we clearly cannot achieve that by passing laws that are making them poorer, while a small elite is getting richer by selling and forcibly selling them products and services that they do not need or want, but are allegedly saving the planet. Thank you. I would like to ask you to explain a little bit. What do you mean? What is the relationship of Greta Thunberg to the IPCC? Do you think that she's a scientist? She's part of the scientific process of the IPCC. And I would not comment on your characterization of her as a hysterical person. And I also think that she has grown beyond school age by now. Thank you. Thank you so much for the question. And I'm glad that you asked this, because it is surprising that when we talk about an important topic like this, like climate change, in the media, for example, and even in this plenary, people like Greta Thunberg are more quoted than actual experts. So I'm asking you in reply, what is the expertise of Greta Thunberg, of Bill Gates, for example, to lecture us, to force us, to lobby us, to pass laws, to violate people's rights, and for them to make money? No, you answer exactly what I asked. Because if these are scientists, look, science is based on facts, not on propaganda. And everything that we heard here, it's simply propaganda. Thank you and very fact. Much, Mr. Terkes. You have to explain to the Europeans, Mr. Terkes, why a gas. You don't have the floor, please. 0.041% of the atmosphere is causing all these catastrophes they are claiming. Ei supărat rău de tot, Christer Hesch. Nu-l aud pe Chris, dați-mi și mie, vă rog, sunetul să-l auzim în platou, dacă se poate. M-auzi acum? Acum, da, e ok. Da. Da. Deci mi-am adus aminte de discursul acesta pe care l-am ținut săptămâna trecută și le vedeam fețele celor din Parlament. Dar de ce erau atât de supărați? Adică veneai cu totuși cu niște informații care nu au fost contrazise, deci, să zică cineva, domnule, nu e așa. Deci ei nu sunt obișnuiți cu genul acesta de retorică, pe de-o parte, și cu genul acesta de atitudine. Deci dacă asculți o plenară din Parlamentul European,
ce fac marea majoritate a europarlamentarilor, de fapt, fie se laudă unii pe alții, fie laudă comisia. Vai cât sunteți de buni, vai cât e de bună Ursula, vai cât de cutare. Noi și vine unul din ăsta, cum am fost eu, care le-o trântește cu Greta, cu procentul de dioxid de carbon. Nu ai ce să spui la și deodată sunt toți ce? Terminați, nu? Păi îți dai seama că ăla a crezut că ce întrebare îmi pune el să mă încuie pe mine cu pun întreaba de Greta. Și după ce am început să răspund, îi vedeam în sală cum îi făceau semne la ăla care era președintele de ședință să-mi taie microfonul. Și dacă ascultați cu atenție, ăla la un moment dat începe să spună mulțumesc, ți s-a terminat timpul. Stai mă serios, păi dacă m-a întrebat, lasă-mă să răspund. Știi? Adică, și adevărul e următorul. Cum poți să vii să spui că există schimbări climatice ca urmare a dioxidului de carbon din atmosferă, când acest gaz în momentul de față reprezintă 0.041% din totalul atmosferei? Păi e absurd și vorbesc de întregul dioxid de carbon și din ăsta 0.041%, cred că vreo 2-3% din ce am văzut în unele analize ar fi creat de om. Deci gândiți-vă câte 0.000 stai puțin, totuși ne-au pus să i-au pus pe australieni să lege niște săculeți la fundul oilor, ne-au spus că trebuie să reducem motoarele cu combustie internă la revedere, deci să trecem toți pe o chestiune electrice, adică părea o chestie de neatins. Asta era. Domnule, nu, e o chestiune din care se fac foarte mulți bani și sub pretextul căreia se vor încălca foarte multe drepturi. Deci uitați-vă la nivel european, doar a fost un scandal în România în urmă cu câteva săptămâni unde OMV-ul a dorit să facă într-o comună, dacă nu mă înșel, din Argeș, un fel de, nu știu, depozit de dioxid de carbon sub pământ sau ceva de genul ăsta. Pentru că se dau foarte mulți bani în direcția aceasta, adică să se scoată cumva dioxidul de carbon din atmosferă și să-l bage în pământ. Băi, ești nebun? Păi tu vorbești cu cercetător, că am mai discutat și eu, am mai citit și eu. Păi dioxidul de carbon e hrana pentru plante. Cum să iei dioxidul de carbon din atmosferă? Ce să faci? Că el nu e să-l bagi. Dar oamenii aceștia, uite, când încep și vii cu niște chestii concrete, nu mai au ce să spună în plus de asta. Ce caută Greta Thunberg? Ce caută Bill Gates? Ce caută, nu știu, ceilalți păcălici din ăștia care vin să ne tot vorbească despre această apocalipsă care va veni. În urmă cu câțiva zeci de ani spunea că va veni marea glaciațiune sau noua glaciațiune. Au văzut că nu vine, după aia au zis că vine încălzirea globală, global warming. Au văzut că nu vine global warming, acum au schimbat retorica și au spus că e climate change, schimbări climatice. Adică ori dacă e prea frig, dacă e prea cald, zice, din cauza omului și din cauza dioxidului de carbon. Eu nu sunt pentru poluare, să nu fiu înțeles greșit. Și sunt de acord, domnule, trebuie să facem curățenie, să avem, e ok, să nu, mă rog, să nu poluez, să n-ai fum și din asta. Dar totul, domnule, până la o limită, adică toată această nebunie care este în momentul de față, nu mai avem mașini, nu mai avem cutare, nu mai scoatem cărbune, nu mai facem energie pe nucleară. Păi și cu ce facem? A, zice, facem energie regenerabilă. Și cum faci asta? Pe apă. Păi da, zi bă, când faci barajul ăla și oprești apa, zic, nu se strică atmosfera și nu se strică tot mediul înconjurător și toate cele. Că la oricare te uiți, la orice mijloc și mod de a produce energie, undeva ceva se strică. Dacă te uiți la eoliene, zice că se lovesc păsările de velicile respective. Dacă te uiți la panouri solare, mă rog, dacă spuse pe pământ, nu mai poți cultiva pe pământul respectiv. Adică toate au vin cu mașinile electrice, bateriile sunt foarte greu de recuperat sau chiar imposibil dar de recuperat. Nu numai asta, dar nu țin, că aici e o problemă. Deci eu am vorbit cu șoferi chiar români de aici de la Parlamentul European, deci de la Bruxelles la Strasburg, sunt undeva 440 de kilometri, dacă nu mă înșel. Și ăștia nu pot merge cu o încărcătură a bateriilor, care avem și mașini electrice pe aici, de la Bruxelles la Strasburg. Trebuie să se oprească în Luxemburg o oră să încarce mașina. Păi ce te faci dacă trebuie să mergi, nu știu, undeva, într-un loc și rămâi pe un deal, pe undeva, fără baterie? Ești terminat. Bine, asta e discuție deja complicată, ca să zicem așa, dar... Dar dincolo de asta, nu s-ar putea, nu avem suficiente vreau să te avertizez, în Europa. S-ar putea ca acest dialog dintre noi să fie catalogat ca fiind unul fie retrograd, fie incorrect politic, dintr-un anumit punct de vedere, mai ales că vine vorba despre Greta Thunberg și Bill Gates, fie un dialog al unor oameni care nu înțeleg, de fapt, profunzimea vremurilor pe care le trăim. Da. Adică poate că unii vor să spună, domne, sunt niște vremuri extrem de complicate, nu înțelegeți voi, dar voi trebuie doar să vă adaptați și cu asta punct. În același timp pare că nimeni nu depune. Așa s-a instaurat toate tiraniile sub acest pretext. Lasă că știi numai bine decât voi ce să facem. Păi nu e așa. Hai să discutăm, hai să chestionăm.
Eu nu spun că doar ce spun eu e corect și adevărat, dar hai să dezbatem. Remarcați că socialistul ăla, comunistul care m-a întrebat din Grecia, el nu s-a legat de afirmația mea factuală cu privire la procentul de dioxid de carbon. Nu s-a legat de faptul că a fost o aserțiune pe care am făcut-o, că nu din cauza dioxidului de carbon emanat de om suntem aici. Deci putea să spună, nu domnule, nu e adevărat că există nu știu ce cercetător care spune inde. Ce l-a interesat pe el? De ce m-a luat eu de Greta Thunberg? Păi când dezbaterea ta și argumentul tău despre schimbările climatice se rezumă la o avea pe Greta Thunberg citată peste tot. Păi uitați-vă, n-am mai apucat să răspund, că nu m-am dat la dreptul la cuvânt, dar eu vreau să le întreb. Dăm un exemplu de cercetător care agrează cu ce spui tu. O nume, mă, să vedem dacă știi. Că pe oricine întrebi, se rezumă și se referă la Greta Thunberg, la Bill Gates, la putare. În fapt, ca să continuăm totuși în această linie, cum să zic, chiar dacă unii vor ridica de sprâncene, de fapt, la ce asistăm în toată această, hai să spunem, mare bulă a discuțiilor despre încălzirea globală, din punctul tău de vedere, da? Ce e mai bun pretext de control a populației? În ce sens? Control în ce sens? De sărăcirea populației și de îmbogățire a unora. Păi eu citez și reiterez ce a spus Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European în 2019, când a cerut să fie aleasă pe poziția de președinte a Comisiei Europene, și citez: emisiile de carbon, emisiile au un preț care trebuie să ne schimbe comportamentul. Închei citatul. Asta a spus ea cu gura ei. Și în momentul ăla zic, stai domnule, cum adică au un preț care să ne schimbe comportamentul? Păi voi nu vreți să salvați planeta? Nu asta interesează. Obiectivul lor este controlul populației, care înseamnă implicit schimbarea comportamentului, behaviorului într-o anumită direcție, și se face prin preț, prin taxe, prin tot ce înseamnă partea aceasta de impozitare. Și vedem că se întâmplă deja. A fost directiva cu tot ce înseamnă energizarea și protecția energetică a clădirilor. Vin acum nebunia cu taxele pe climă și pe dioxid de carbon, s-au votat săptămâna trecută, și alte nebunii. Că e cel mai bun pretext. Păi dacă oamenii astăzi nu mai citesc. Eu de curiozitate m-am dus pe ChatGPT, de exemplu, și am spus, dăm 5 argumente împotriva chestiei cu schimbările climatice, care e un hoax. Ce credeți că răspunde ChatGPT-ul? Nu, domnule, nu e un hoax. Să vezi că 90% dintre cercetători spun că nu știu ce. Păi, când astăzi tinerii nu mai citesc și se rezumă la inteligența artificială, ăla care dă răspunsurile controlează cum gândește populația. Și aici suntem. Cum e posibil totuși că din câtă presă există la nivel global să nu vină niciun, nu 1, 10, 100 de jurnaliști, domnule, și să ia poștele la întrebări? Cum e posibil să ai întâlniri pe climă și pentru salvarea planetei, prin Egipt și nu știu pe unde, și tot să duc cu avioane private? Păi de ce nu se duc cu barca? Sau de ce nu se duc cu avioane de linie? Sau cu bicicletă? Păi nu, zic, deci știi, adică toți ești buni la face nu știu câte din astea proiecte de salvare a planetei, dar cu bani altora. Nu se poate așa. Eu cel puțin nu accept și voi tot vorbi de mizeria asta, mai ales acum că au trecut atâtea legi în sensul acesta și e important pentru român să înțeleagă ce... Dar vreau să înțeleg dacă totuși la nivelul Parlamentului European ești singurul care mai ia atitudine în legătură cu astfel de chestiuni, sau există, sau se formează, sau crește o mișcare a oamenilor care mai și contestă. Există. Asta, da? Există o mișcare. Acum, mă rog, eu am un stil de a vorbi, să spun, care prinde bine, să zic, și... Da. Asta, da. Sunt mai mulți care agrează cu ideea aceasta. Iar motivul pentru care vorbesc în engleză e tocmai ca să ușurez în momentul în care se traduce discursul respectiv în alte limbi. Alți colegi, de exemplu, din Spania, din Italia, care nu stăpânesc limba engleză de bine, vorbesc în limba lor maternă și atunci până ți se traduce în engleză, după aceea se traduce în altă limbă, se mai pierde din sens, din puterea cuvintelor folosite. Mulțumesc foarte mult, Christer Hesch. Există colegi și vom continua lupta aceasta. Mulțumesc foarte mult pentru dialogul din această seară, Christer Hesch din Parlamentul European, europarlamentar PNCSD. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sub semnul întrebării. Urmăriți cu mare atenție parcursul României în Schengen, care că probabil că se va produce, iertată în fie expresia, la Paștele Cailor. Ne oprim aici, urmează Mădălin Ionescu Show cu un invitat de excepție, medicul nutriționist Virgil Stroescu. E o ediție tare, așa că nu o ratați aici pe Metropola TV. Noi ne revedem mâine seară. Toate bune!